Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Noi detalii privind nevoia de asistență medicală a femeii în condiții de pandemie de coronavirus, inclusiv a femeii care vrea să devină mamă. Informații și sfaturi pentru o bună sănătate orală în rubrica La dentist cu Dr. Leahu. Noi informații privind radioterapia, o metodă eficientă de tratare a cancerelor. Noi explicații și recomandări privind nevoia de asistență medicală a femeii în condițiile pandemiei de coronavirus, inclusiv a femeii care vrea să devină mamă, oferite de dr. Maria de Rubeis, medic obstetrică ginecologie. De la început din perioada starii de urgență am început consultațiile online, le mențin în continuare, am 2 zile pe săptămână, câte 3 ore, ajută foarte mult pacientele care au nevoie în sistemul privat de o recomandare de la medic pentru a accesa un serviciu. Multe dintre ele vin la consultație clasică și le încurajez să facem controlul, interpretarea analizelor în regim de consultație online, pentru că este mult mai ușor și pentru dumnealor și pentru mine să limităm acest, eu știu, acces excesiv în clinică pentru lucruri care se pot rezolva online. În principal mă contactează gravidele care au nevoie de recomandări și majoritatea gravidelor care nu au medic în spitalul medic cover vor recomandările în sistem și atunci trebuie să aibă în sistem ecografiile, analizele de sânge, urină. M-au contactat paciente care și-au făcut Papa Nicolau și au vrut să fie sigure că au înțeles rezultatul. M-au contactat paciente cu infecții urinare, care bineînțeles că aveau nevoie de o trimitere sau de o recomandare până ajungeau la o consultație. De asemenea, paciente care au o patologie genitală joasă, gen infecții vaginale, care după simptomatologie și descriere puteau să fie rezolvate printr-o rețetă online. Cam genul ăsta de paciente m-au contactat până acum. Dacă este forma simptomatică sau formă ușoară, sunt puține șanse ca bebelușul să fie afectat. Condiția este așa, la noi în spitalul privat, femeia trebuie să aibă testul negativ ca să primească bebelușul în cameră fără mască. Până când testul este gata, mămica trebuie să țină acea mască pe față. Și atunci, dacă se respectă acest lucru, sunt puține șanse să transmită la bebeluș. Dacă forma este asimptomatică sau ușoară, nu este afectat și femeile, ghidurile spun că poate să nască foarte bine și pe cale vaginală și au și fost 2 cazuri de curând în spitalul nostru, care fiind asimptomat și au născut bine, bebelușul a fost bine, o să fie și el testat conform ghidurilor. Dar dacă forma este medie severă, din cauza efortului de tuse, din cauza hipoxiei, scăderii oxigenului în sânge, se poate declanșa prematur travaliu sau pot să apară complicații pulmonare care duc câteodată de urgență la o operație cezariană, la o naștere prin operație cezariană și au fost descrise multe cazuri de genul acesta în străinătate. Inițial s-a spus că acest coronavirus nu trece prin placentă, că bebelușul ar fi protejat și că, de fapt, contaminarea apare în momentul nașterii sau imediat după naștere. Acum, pediatrii, probabil și neonatologii, sunt în măsură să evalueze. Multe doamne care își doresc să facă copii în următoarea perioadă au așteptat să vadă de fapt ce se întâmplă și au spus: am vrut să așteptăm câteva luni să vedem dacă acest coronavirus va dispărea sau în ce situație, dacă sunt gravidă, mă va afecta. Și au dat seama că după câteva luni că o să trăim cu acest coronavirus în jurul nostru și atunci au mers mai departe în a concepe, au rămas gravide, continuă sarcinile și totul merge foarte bine. Cred că e important să avem grijă să nu ne infectăm, dar dacă ne infectăm, să cerem din timp sfatul medicului, să respectăm indicațiile medicului și să mergem la spital de îndată ce lucrurile se complică în forme severe. Și cu ajutorul medicilor lucrurile vor fi controlate, sperăm. Când rămâne gravidă, majoritatea femeilor își fac deja un test de sarcină și vin la spital să se confirme. Noi încercăm să le spunem la consultația preconcepțională
Un test de sarcină pozitiv e un lucru foarte bun, dar că ar trebui să aștepte măcar până la 7 săptămâni să vină la prima ecografie sau să vină mai devreme dacă are simțiri, dureri sau are antecedente de sarcină extrauterine sau patologii legate de sarcină. Însă se prezintă la spital încercând să facem prima ecografie pentru a confirma existența sarcinii intrauterin și recomandăm toate analizele necesare la debutul sarcinii. Dacă se respectă corespunzător acele măsuri, de a se evita contactul cu foarte multe persoane în grupuri mari, dacă se respectă purtarea măștii și igiena corespunzătoare, eu zic că lucrurile sunt destul de bine controlate. Să se respecte acele circuite în spital, cum se intră în spital, cât se stă în spital. În general, se respectă destul de bine acest timp de așteptare la cabinete, se încearcă evitarea aglomerărilor pe culoare, se încearcă un număr limitat de pacienți în recepție, o adresabilitate cu programare inclusiv la analizele de sânge. Nu se mai așteaptă sau nu se mai vine doar a se lua analize, se face programare tocmai de a evita această aglomerare de persoane. Sfatul meu la pacientele gravide, în special pentru că ele sunt foarte sensibile și boala poate să dea complicații mult mai grave, să stea cât mai liniștite, să stea numai în sânul familiei și să evite contactul cu lumea necunoscută, chiar și, eu știu, pentru cumpărături obișnuite. Am avut la spital organizat serviciu de triaj foarte bine făcut și, bineînțeles, că pacienta trecea printr-un triaj, era întrebată de simptomatologie respiratorie, era întrebată dacă a făcut febră, era întrebată dacă a avut contact cu cineva cunoscut cu coronavirus și abia dacă se confirmau aceste lucruri, eram chemat să îmbrăcam corespunzător și consultam pacienta. S-a întâmplat de să vină femei care născuseră lăuze cu febră mare, 39-40, dar s-a constatat că era de fapt legat de lăuzie, de o mastită, de o infecție urinară și am dat tratament corespunzător acasă pentru investigații suplimentare. Nu ne-am oprit din consultații, nu ne-am oprit de a vedea pacienți zi de zi. A fost din ce în ce mai aglomerat la un moment dat pentru că erau doar spitalele și ambulatoriile erau închise, clinicile erau închise, așa că la spital se prezentă majoritatea pacientelor în rețeaua privată. La noi toată lumea intra în spital cu mască, fără simptomatologie tipică de coronavirus, nu le testam. Am făcut ulterior un protocol după ce am ieșit din starea de urgență, astfel încât toate pacientele care se internau erau testate cu testul coronavirus, RNA-ul pentru coronavirus. Bineînțeles că majoritatea colegilor mei am hotărât să testăm pacientul ca fiind să se testeze la 39 de săptămâni dacă intenționează să nască natural. Ulterior, au stabilit un protocol cei de la spital să se testeze cu 2 zile înainte de cezarian. Când s-a constatat un test pozitiv, au fost îndrumate de către colegii mei la spitalul dedicat, gen Bucur, pentru femeia gravidă. Cred că în continuare pacienții au fost instruiți corect și de mass media, dar și de către cei de la spital, înainte de a suna să facă o programare, sunt informați care sunt condițiile de prezentare la spital. Și accesul este în continuare la fel, adică nu mi se pare că s-a limitat accesul pacienților. Dimpotrivă, toți colegii mei au observat o creștere a pacienților, a prezentării pacienților la camera de gardă, la consultații, mult mai mult decât înainte. Ca și cum pacienții ar vrea să recupereze ceea ce n-au făcut în lunile precedente, realizând că suntem totuși fragili în această perioadă. Indiscutabil, progresele în medicina dentară au atins un nivel spectaculos. Metodele, tratamentele și tehnologia din stomatologie au evoluat mult în ultimul deceniu. Cu toate acestea, problemele privind sănătatea orală persistă. Problemele financiare și educația deficitară a populației limitează accesul oamenilor la servicii stomatologice. Rezultatul se vede în procente uriașe privind incidența cariei, a bolii parodontale și a altor afecțiuni specifice. Se spune că un om informat este pe jumătate salvat. Informații și sfaturi folositoare pentru o bună sănătate orală, imediat într-o nouă rubrică, La dentist cu dr. Leahu. Bun.
Bun găsit! Caria dentară nu apare spontan, ci numai în urma unui proces de acumulare a bacteriilor de la nivelul cavității bucale sau unei igiene precare. Alimentația precară și fumatul sunt de asemenea factori care duc la apariția cariilor. Acestea sunt mai întâlnite în special în partea din spate a cavității bucale, locul unde resturile alimentare se depun după masticație. Cauzele apariției cariilor dentare sunt, în primul rând, igienă deficitară, consumul în exces de dulciuri sau băuturi carbogazoase, consumul de alcool în exces, tutunul și anumite medicamente care pot produce xerostomie, care înseamnă căderea secreției salivare. În funcție de localizare și de modul în care apar, cariile dentare sunt de trei tipuri. Primul tip, caria coronară, este cea mai frecventă. Cariile pot apărea la nivelul suprafeței ocluzale, fiind fața dintelui pe care mușcăm, interdentar între dinți sau la colet. Următorul tip este de carie radiculară. Apar pe rădăcina dintelui, cel mai frecvent în momentul în care avem o retracție gingivală. Și al treilea, recidivele de carie, sunt cariile care apar în jurul unei obturații preexistente. Cariile dentare cel mai frecvent sunt vizibile la o simplă examinare, există însă situații în care avem nevoie de o radiografie dentară care să ne ajute să le vizualizăm și pe cele interdentare sau radiculare. De asemenea, radiografia ne ajută să vedem profunzimea cariei și cât de aproape este de nervul dintelui. O carie simplă poate deveni complicată în momentul în care afectează pulpa dintelui, putând duce la infecții, abcese și în cazul în care nu este tratată o perioadă îndelungată, chiar și la extracția dintelui. Cariile pot fi prevenite printr-o igienă corectă dimineața și seara și utilizarea mijloacelor auxiliare de curățare, cum ar fi ața dentară, apa de gură și dușul bucal. De asemenea, este important să mergem o dată la 6 luni la medicul stomatolog pentru a identifica orice problemă din timp. Aspectul estetic și frumusețea zâmbetului ne oferă mai multă siguranță și încredere în propria persoană. Pacienții care de-a lungul timpului au urmat un tratament cu aparat dentar spun că viața lor s-a schimbat cu mult în bine, reușind să se integreze social mai ușor. În principal, aparatul dentar se recomandă atunci când sunt dinții strâmbi sau când există spații între dinți consecutive unor extracții dentare și când dorim să realizăm o protezare eficientă prin punți, prin coroane sau prin implanturi. Mai este o situație în care dinții au afectare parodontală și atunci, cu ajutorul aparatului ortodontic, putem să încetinim foarte mult evoluția bolii parodontale. Atunci când punem un implant dentar sau când realizăm o ruptare protetică definitivă, trebuie să avem în vedere împărțirea spațiului. Dinții, în momentul în care sunt liberi de vecini, deci nu au antagoniști în față, în spate, sus și jos, ei se mișcă. Există un sistem care este în continuă mișcare. Și atunci migrează, se deplasează de pe pozițiile lor. Ca să putem să restaurăm funcțional și estetic corespunzător, cu ajutorul aparatului ortodontic, noi putem să împărțim spațiul, să-l redistribuim. Câteodată există posibilitatea închiderii complete a spațiului cu ajutorul aparatului ortodontic și folosind dinții pacientului. Putem să folosim, tocmai în ideea în care redistribuim spațiul, folosim lucrările vechi ca și sprijin pentru aparatul ortodontic, mai puțin se pot folosi implanturile ca și sprijin. Ideea este ca la finalul tratamentului să avem o continuitate a arcadei și mai ales o mușcătură corect restabilită, mușcătura corect restabilită fiind garanția stabilității în timp a rezultatelor tratamentului ortodontic. În procesul de lipire a brecheților pe lucrările vechi se produce o asprire a suprafeței acestora și nu-și mai au luciul, strălucirea pe care au avut-o inițial. Mai mult decât atât, se poate face o redistribuție a spațiului și atunci nu mai avem nevoie de toate elementele pe care le-am avut în lucrarea anterioară tratamentului ortodontic. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Noi informații privind radioterapia, o metodă eficientă de tratare a cancerelor. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi!
Ultima parte a subiectului privind radioterapia în tratarea cancerelor. O să aflați ce înseamnă întreruperea radioterapiei, situații și consecințe și ce diferență este între o întrerupere și repetarea întregii terapii. Explică dr. Vlad Ștefănel, medic primar, radioterapie. Întreruperea tratamentului se poate întâmpla și nu numai datorită defectării aparatelor. Există revizii programate ale echipamentelor de radioterapie, există sărbători legale, zile libere, există situații în care pacienții au probleme personale și nu se pot deplasa, în special în situația pacienților care trebuie să se deplaseze pe distanțe mai lungi pentru fiecare ședință de radioterapie. Orice întrerupere în tratament este o întrerupere nedorită. Nu toate întreruperile, mai ales dacă vorbim de întreruperi scurte, de 1-2 zile, afectează eficiența pe care o are tratamentul în totalitatea sa. Modul în care întreruperile afectează ținta finală a terapiei, și anume vindecarea sau controlul local al unei tumori, este foarte dependentă de localizarea pe care o are tumora, dacă ea a fost operată sau nu a fost operată, de sensibilitatea pe care o are tumora respectivă, de caracteristicile radiobiologice mai exact. Aici ar fi o discuție foarte, foarte lungă, însă pentru pacienți, ceea ce este important să știe este că medicii curanți, radioterapeuți, au în vedere toate aceste tipuri de întreruperi și au la dispoziție și metode prin care să poată compensa, astfel încât să nu existe un, să zicem, efect al acestor întârzieri sau prelungirii timpului de tratament asupra rezultatului final. Și aici mă refer la situații în care fie se poate administra o doua ședință în aceeași zi pentru a se compensa o pauză de una sau două zile, fie se pot adăuga la sfârșitul tratamentului din nou una, două ședințe, se pot, astfel încât să se poată crește doza totală, dar în prezent, întreruperile în tratament sunt din ce în ce mai puțin supărătoare, să zicem, pentru noi și pentru pacienți, pentru că beneficiem de un suport tehnic foarte bun, astfel încât putem remedia foarte, foarte rapid defecțiunile pe care le-am avea la echipamentele pe care le folosim. Avem situații, ne preocupă și pe noi, preocupă și pacienții. Reiradierile devin necesare uneori, pentru că, deși scopul radioterapiei este să prevină apariția unei recidive, uneori nu reușim să obținem acest lucru și există o mulțime de factori care pot conduce la apariția unei recidive, pornind de la tipul de tumoră, de sensibilitatea la tratamente și de factori individuale ai fiecărui pacient. Reiradierea, indicația de a trata o zonă care a fost tratată anterior prin radioterapie, este dependentă de o mulțime de factori. În primul rând este important localizarea tumorii, organul în care a apărut. Este important apoi intervalul de timp care a trecut de la prima iradiere până la situația actuală în care este necesară o reiradiere. Este important dacă doza de tratament, cantitatea de radiație care a fost administrată prima dată, care a fost scopul inițial, a fost un scop curativ, a fost un scop paliativ. Ce scop avem în acest moment? Avem din nou un scop curativ, avem un scop paliativ. Este importantă iarăși toleranța pe care o au la reiradiere țesuturile sănătoase din jurul tumorii.
Sunt foarte multe întrebări, sunt alte lucruri care țin de pacient, de vârsta sa, de comorbidități pe care le are, de starea lui, statusul lui de performanță. Și atunci fiecare caz trebuie practic discutat individual. Nu trebuie să confundăm o reiradiere, adică o tratare prin radioterapie a unei zone iradiate anterior, cu tratarea prin radioterapie fie unui alt cancer apărut într-o altă zonă, fie cu prin tratarea cu radioterapie a unei metastaze la distanță dintr-o tumoră care a fost iradiată anterior. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!